Bine v-am găsit! Astăzi vă invit să fiți niște mici cercetători. Observați, experimentați, notați observațiile făcute, apoi prezentați concluziile voastre. Pentru început, recunoașteți în imaginile următoare corpurile cu viață și corpurile fără viață. Numiți-le! Ați recunoscut desigur robotul, păpușa, telefonul, casa, cărțile, mașina, mingea sunt corpuri fără viață. Copilul, fluturele, copacul, pițigoiul, calul sunt corpuri cu viață. Viețuitoarele cresc, respiră, se hrănesc, se deplasează, se înmulțesc. Dați și voi câteva exemple de viețuitoare. La fel ca omul, pentru a crește și a se dezvolta, plantele și animalele au nevoie de anumite condiții de viață. Grupați-vă în echipe de cel mult 4 copii. Gândiți-vă la factorii care influențează viața, fără de care viețuitoarele nu ar putea trăi. Completați fișele, apoi prezentați colegilor ce ați scris. Știați că toate viețuitoarele au nevoie de apă pentru a trăi? Fără hrană, omul poate trăi câteva săptămâni, dar fără apă rezistă cel mult o săptămână. Știați că pentru a rămâne mereu hidratat, un adult trebuie să consume cel puțin 2 litri de lichid în fiecare zi? Astfel se previne deshidratarea. Știați că apa are un rol important în viața noastră a animalelor și a plantelor? Corpurile tuturor viețuitoarelor conțin aproximativ 70% apă. Știați că apa ajută la digestia alimentelor la animale, la transportul substanțelor și la prepararea hranei la plante? Observați cu atenție imaginea. Pentru unele animale, apa reprezintă sursă de hrană, pentru altele, apa reprezintă mediu de viață. Dați câteva exemple de animale care trăiesc în apă. Și plantele au nevoie de apă. Ele extrag apă din sol cu ajutorul rădăcinii. A sosit momentul să experimentăm. Puneți câteva semințe de fasole în două ghivece, pe fundul cărora așezați vată. În primul ghiveci puneți apă, dar nu exagerați, iar în al doilea ghiveci puneți alte semințe în vată uscată. Asigurați-vă că ambele ghivece au suficientă lumină și căldură. Continuați să puneți apă zilnic doar în primul ghiveci. Completați o fișă de observație după model. Notați în prima coloană ce credeți că se va întâmpla cu semințele din cele două ghivece. În cea de-a doua coloană veți completa observațiile voastre după încolțire. Urmăriți dezvoltarea plantelor timp de 2 săptămâni. Notați observațiile voastre din 2 în 2 zile într-o fișă de observație. Desenați sau prezentați în cuvinte sau propoziții. Puteți folosi următoarea fișă. După 2 săptămâni, prezentați colegilor observațiile și concluziile voastre. Vă doresc succes!